cred că dacă acel gol din primul minut era valabil, era alt rezultat pe final. Ce ai spus arbitrului? Ce? Eu am crezut că se va analiza la VAR, n-am auzit că a fluierat înainte și mă gândeam, adică eram 100% că gol va fi valabil pentru că am știut că am dat în minge. Apoi la pauza meciului când am ieșit pe tunel, l-am întrebat din nou de ce nu a verificat la VAR, mi-a spus că a fost greșeala lui pentru că a fluierat înainte. Asta. Ar fi arătat cu totul altfel partida dacă era 1-0. Vă dați seama, aici stadionul plin, minutul 1 aveam 1-0, eu cred că nu se termina așa până la final. Te-a v-a demoralizat faptul că nu a intrat golul ăsta? Nu pot să zic neapărat, pentru că era 0-0. Și la 2-0 încă speram, puteam să intrăm în meci chiar dacă înscriam un gol, dar până la urmă s-a terminat în final nefericit. Prea mare diferența la ce s-a jucat? I-a simțit atât de bun în teren sau se putea face? Nu i-am simțit să fie o diferență foarte mare. Până la urmă este fotbal, suntem tot oameni pe teren, dar se mai întâmplă. Până la urmă, din 3 meciuri, cred că nimeni nu se aștepta să avem 6 puncte. Am pierdut un meci, nu trebuie să fim cu capul în pământ. Mergem acasă, mâine plecăm, ne va aștepta un meci greu, va urma un derby și apoi va veni din nou un meci în Europa League. Ați avut foarte mult suport în această seară, vă pare cumva rău pentru ei că nu ați putut face mai mult? Bă, da, asta vreau să și zic, chiar și suporterii din România au venit atâta drum și din păcate noi n-am putut să câștigăm. Ți-a plăcut atmosfera de aici, de pe stadionul ăsta? Cum ți-a simțit? Da, a fost o atmosferă foarte frumoasă, stadionul plin, ați văzut. Dar pot să zic că și la noi acasă, la meciurile noastre de acasă este la fel. Revanșa cu Rapid? Nu pot să zic neapărat revanșa, pentru că noi orice meci vrem să-l câștigăm, dar pentru suporteri, cum am și spus, vrem să ne luăm revanșa față de aici, pentru că n-am putut să le facem bucuroși. Au fost câteva lovituri libere, singurele șanse cumva de potențial gol pentru voi, 2 sau 3 lovituri libere, toate bătute undeva în văzduh, a apărut un blocaj inclusiv la momentele astea fixe. Da, am avut lovituri libere, 2 în prima repriză, cred că 2 în a doua. Din păcate n-am putut să înscriem nici din lovituri libere.